vorbim stare de bine și știi că noi, în general, ca ființă umană, spunem bun, bun, stare de bine, dar ce trebuie să fac ca să o obțin? Spunem concret, mai exact. Da. Noi exact. Ne place să ni se dea o rețetă de multe ori. Nu știu, dimineață fac... Cum să nu? Nu știu, dar ce am putea face, nu știu, există un ritual sau, nu știu, o meditație sau ceva ce tu faci foarte des și ai văzut că te duce într-o stare de bine pe care, bineînțeles, benefică pentru tine. Eu o să împart calea mea. Cum spuneai și tu și cum a prezentat și tipa de mai devreme, consider că această responsabilitate și asumare chiar cumva m-a diferențiat de restul pieții, pentru că întotdeauna eu nu am lăsat partea mea veche de dinainte. Andreea, cărei plac rochițele, cărei plac pantofii, cărei place să se facă blondă, cărei plac vacanțele, dar Andreea de dinainte nu a rămas undeva închisă într-un sertar și s-a transformat într-un Andreea guru care acum se dă deșteaptă peste noapte. Nu. Andreea vrea să arate că a putut să treacă printr-un proces psihologic și spiritual și dacă ea poate și tu poți și fiica mea poate și sora mea poate și toate cele 3.000 sau 5.000 de fete care m-au însoțit până acum. Deci pentru mine o stare de bine nu înseamnă să fiu tot timpul zen sau să fiu tot timpul clizită sau toată lumea să se aștepte de la mine că deschid ușa ca un soare și cumva toate păsărelele cântă, spiritușii țoptez la ureche. Nu. Pentru mine stare de bine înseamnă să fiu asumată, conștientă și responsabilă în starea respectivă în care sunt. Pentru mine stare de bine înseamnă că poate și chiar că plâng, sau poate sunt furioasă, sau poate mă simt, nu știu, rușinată, vinovată, dar sunt acolo cu mâna pe inimă, pe corpul meu și spun this is me. Da, asta sunt eu. Toate emoțiile tale sunt și toate ale noastre sunt, da, e partea de cealaltă. De ce să le ascundem? E partea de umbră, dar eu nu sunt acea parte de umbră sau doar partea de umbră. Eu sunt creatorul, magicianul acestor experiențe. Și dacă până acum la început, poate pentru că și eu jucam un rol, pentru că nu știam, eram la început și consideram că cumva trebuie să promovez această, doar acest pozitivism, acest zâmbet clizit despre care, cu care de multe ori poate nici nu rezonez, că de, bă, da, uite aia cât de mult râde, dar la mine greu, o relație greu, la job e greu, bani nu am, cu copilul urlă. Și acum mi-am dat seama că mă simt foarte confortabil în drumul în care sunt acum, că stare de bine înseamnă, indiferent de cum aș fi, să fiu în acceptare cu starea în care sunt.